Savchenko! Libertate, Savchenko! Libertate, Savchenko! Libertate, Savchenko! Libertate, Savchenko! Libertate, Savchenko! Libertate, Savchenko! Este absolut de neconceput ca Federația Rusă, care neagă orice implicație în acel conflict din Ucraina, să ajungă să judece o ucraineancă pe motiv că și-a apărat patria. Noi suntem solidari cu ea și cerem libertate pentru Nadia Savchenko, pentru că ea și-a iubit poporul ucrainean și trebuie să vină acasă. Мы хотим показать, что весь мир сегодня объединился, идея спасти надежду, поскольку путинский режим, к сожалению, все больше и больше показывают о том, что никакой демократии в России, никакой свободы слова и никакого закона там не существует. Окупанти! 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 Армата Руса Касы! Армата Руса Касы! Армата Руса Касы! Армата Руса Касы! De fapt, Rusia îi răspunde Ucrainei și îmi pare rău că o face prin această doamnă care nu are nicio vină. Când vom afla verdictul, în cazul în care va fi unul negativ, vom mai veni aici și nu vom renunța. Este un act nemaipomenit, nemaivăzut în istoria noastră modernă, de aceea suntem în același gând cu toți cetățenii dornici de libertate din Republica Moldova, cât și din Ucraina, atât și cât și din toate țările Europei și lumii. Libertate, Savchenko! Libertate, Savchenko! Libertate, Savchenko!